Într-o singură noapte au furat accesorii de automobile în sumă de peste 40.000 de lei. Este isprava doi frați în vârstă de 17 și 20 de ani din comuna Cricova. Potrivit poliției, suspecții ieșeau noapte și furau piese de la mașinile parcate în curțele caselor de locuit. Aceștia nu furau accesorii de la mașini scumpe, ci din contră le legeau pe cele mai ieftine, cum ar fi cele de marca Moscovici sau Vaz. Ca să pătrundă în automobile, tinerii spărgeau geamurile sau deteriorau lacătele și furau tot ce le cădea sub mână. Oamenii legii n-au stabilit până în prezent unde au fost ascunse accesoriile auto. Ancheta polițienească continuă.